acasă, nu mai auzi țipete, ne apucăm de gătit, Dan. Te rog, te rog, am venit cu foame. Nu-mi spune că și tu ai stat flămând ca și nu, slavă Domnului, eu am stat în condiții mai mult decât decente. A fost foarte bine în Dominicană pentru prezentatorul Survivor, nu vă mint, dar... Sunt pofticios. Ești pofticios. Sunt pofticios. Și mai prind și pe o zonă care îmi place foarte mult. Cu care? Pește, cu icre, cu... Ai mâncat pește, nu glumă. Da, 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 da. Dintre ăla, știi, aruncai cu bățul în baltă, scoteai peștele și îl puneai direct pe grătar. Uite, asta fac și eu. Acum îți fac un pește la grătar și îți fac un pește, un somon. Mie îmi place foarte mult, chiar dacă... cred că ești un pițos când vine vorba de pește. Nu neapărat, să știi că mănânc cam orice tip de pește. E, astăzi somon ai la... Perfect, așa, mai pe dietă, nu? Mai pe dietă? Nu, nu e... chiar pe dietă, pentru că știi ce vreau să-ți fac? Crutoane de pâine prăjită, dar nu orice fel de pâine, Dan. Deci, de oameni buni, Florentina spune că nu e pe dietă, dar îmi face crutoane. Păi de aceea vreau să te dau așa? Nu pe dietă, înseamnă așa, o bucată mare de porc, cu coaste multe, așa frumos, cu grăsime multă și nu cu crutoane, ci cu hălci de pâine. Ascultă, să nu spui că tu mănânci așa. Mănânc de toate. Mănânc. Deci îmi plouă în gură, la unul cel mai serios, sunt foarte pofticios. Chiar mănânc porc destul de mult. Fac fițe la alte mâncăruri. De exemplu, nu mănânc lactate. Așa. Și nu e că nu le-aș fi încercat, dar nu fac prea bine organismului. Îți spuneam de pitoane, dar nu-ți fac orice fel de pâine. E o pâine cu maia. Nu știu cât ai cu minte pâinea asta, dar e gustoasă, sănătoasă. Nu te cred până nu-mi dai să gust. Vezi, îți dau puțin. Aceasta, ia și tu spune, colț, ca să te iubească soatra. Să dea Dumnezeu sănătate, ne ajută foarte mult, la fel ca și maica mea, cât am fost plecat, ne-au ajutat amândouă. Pum. Și de asta zic să trăiască soacrele. Să trăiască soacrele, pentru că și eu sunt viitoare soacră. Opa. Și vreau să fiu o soacră foarte bună, pentru că eu știu ce înseamnă energia bună pentru cel de lângă tine. Da, uite, spune, este emisiune de gătit sau de vorbit? Este și de gătit și de vorbit, pentru că mâncarea vorbită e mai gustoasă. Uite și tu ce grătar performant am. Nu scoate fum, se trage înapoi fumul. A, am vrut să te surprind și eu, nu doar tu cu ce faci. Repet, până la proba contrarie, uite, nu te cred. Cuvântul tău, da, este foarte frumos, dar aștept să văd ce gust, ce gust are. Ai întors somonul. Cea mai ușoară mâncare, credeți. Dai de povești. Dar văd că ai și niște salate. Păi dar nu o să-ți dau doar somon, trebuie să mă echilibrăm. Deci, cică, Florentina, nu e pe dietă și îmi dă salata. Ba da, e pe dietă, crede-mă, fac o salată în care pun niște cruci. Salată. Ia pune un bol, te rog. Hai, fă și tu ceva. Salată, uite ce se strâmbă el, parcă n-a... Contrar la ceea ce lasă să se vadă, este un... tip foarte echilibrat și în ceea ce privește alimentația. Da, da, da. Exagerez eu acum, dar... atunci când soția ține cură, țin și eu cură, de suport așa și mâncăm la salate dintre astea. De... Da? Da. Salata în combinație cu peștele face ca ingredientele conținute în salată, adică vitaminele, mineralele și în somon grăsimea, să... meargă în organism acolo unde trebuie, încât organismul să funcționeze foarte bine. Dar până se face asta, desfă și cu minunea asta de semințe de domdac, eu desfac nuca, pentru că vreau să fie, pentru că vreau să fie salată bună. Punem semințe de domdac în salată. Iată, vreau să fie o salată foarte gustoasă, dar asta nu se foloseau pe stadion? Se foloseau pe stadion, știi de ce? Pentru că conțin niște substanțe care îți dau stare de bine și energie. Semințe de dovleac în salată. Da, conțin magneziu. Magneziu este un bine, mineral care îți dă stare de bine, Dan. Bine. Bine? Semințe. Iată, pâinea o mai la... Nu știi că de-aia ronțe la echipa de fotbal. Când m-ai invitat la emisiune, da? Am zis, nu mănânc o zi întreagă, că îmi dă Florentina să mănânc. Mi-e foame. De hai, salată cu semințe de dovleac. Da, cu nucă. Cu nucă. Cu somon și pâine.
Dacă vrei să pui și niște... La câte emisiuni să vin să mă invit să mă satur? Ascultă, dar tu ce ești, ardelean? Nu, sunt moldovean. Poate cu atât mai mult. Ascultă, moldovenii mănâncă și ei mai... ușurel, așa, mai... Nu? Mănâncă și ei cardelenii? Da, depinde. Sărmăluțele alea în foi de viță cu șuncă dintre aia pusă pe lângă sărmăluțe, la cuptor, acolo. Crede-mă că am suferit în Dominicană de lipsa mâncării românești. Tu ai venit flămând de acolo și te răspund pe mine. Ușor așa. Nu-ți ascund că la un moment dat mi-era poftă de o varză cu cârnați. Și n-avea cine să te facă? Sau nu? N-avea cine să mă facă. Varză, am găsit și varză și cârnați. Și n-ai știut rețeta. Nu știam rețeta. Ce fac? Am sunat-o pe mama cu video call. Deci mama în carantină, în casă, mă învăța să fac varză cu cârnați dominicană. Și genial. Și am mai chemat și vreo 2-3 prieteni. Următoarea emisiune facem varză cu cârnați. O oală întreagă am mâncat-o în 4 oameni. Foarte bună ești. Și nu ți-a luat nici mult timp. Nu, să știi că a fost bine. Nu, cam o oră așa. Uite, bine, lăsând gluma la o parte, vă îndemn pe toți să mâncați sănătos, să-i urmați sfaturile Florentinei și dacă veți excese, foarte rar, așa, de Paște și de Crăciun. În rest, rămâneți în formă, în formă ca nu și de cozonac. Nu, no, cine ești. Băi, să știi că eram în formă foarte tare, făceam sport acolo, între timp m-am întors acasă și a început să-mi revină Daddy Belly, știi? Burtica de tătic. Dar... Apropo de tătic și de burtică, când era însărcinată soția ta, considerai că tăticul are un rol important? Mi se pare normal, de la suportul psihic la suportul la mâncare. Știi cum se spune? Că și tăticul e însărcinat. Da, da. Eu am fost însărcinat de două ori, și la primul și la al doilea copil. Acolo cu soața, ce mânca ea, ce poftea ea, pofteam și eu și împărțeam totul pe din două, ne-am îngrășat amândoi, ea un pic mai mult că a avut și sarcina, dar și eu am luat 5 kg în fiecare sarcina a Cristinei mele. Uite ce tătic implicat. Dar mi se pare de normal. Aici ți s-a și tras porecla cu taticul, de acolo am pornit, de când m-am luat primul copil în brațe, pe Sofia, am zis, eu sunt tăticul tău, știi? Așa, și după aia zic, tăticul, taticul, taticul, și hai să înregistrăm marca la OSIM și uite, de aici a pornit un blog și așa mai departe. Ușurel. Da. În afară de rolul tău de tătic, unde te vezi în următoarea perioadă a vieții tale? Mi-aș dori să îmbătrânesc cu proiectul ăsta, cu Survivor, nu ți-a spus. Îți place, nu? Da, am făcut foarte, foarte mult. A fost de departe cel mai tare proiect profesional în Dar care am fost implicat. Dar ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Adrenalina? Da. Îți curgea prin vene fiecare secundă. Da, pentru că tot timpul se întâmpla ceva surprinzător. Niciodată nu știai ce va fi peste 5 secunde. Pe trasee, strategiile pe care le făceau concurenții, ce se întâmpla în votul din Consiliu, cine va fi nominalizat, cine va fi eliminat, pe cine va susține publicul și au fost momente când eu simțeam tensiunea de pe umerii concurenților, da? Deci a fost un moment, n-am să-l uit niciodată probabil, Cezar versus Emanuel, cel care câștiga intra în finală și Cezar mai avea un singur cub, Emanuel vreo 5, Cezar a ratat de 3 ori, dacă ar fi nimerit cubul acela ar fi intrat în finală, e bine, Emanuel a avut timp însă, pentru că a ratat concurentul celălalt, să doboare el și a intrat el în finală. Totul a fost la o distanță de un cub dermat. Să intri în finală și să te bați pentru premiul de 50.000 de euro. La urmă norocul? Da. Norocul, concentrarea, a făcut mai bine față presiunii din acele momente concurentul Emanuel. Ca să reușești în viață, ai nevoie de noroc, ai nevoie de profesionalism, de pregătire foarte multă și de multă dăruire în tot ceea ce faci. Așa am făcut eu astăzi pentru voi, dăruire în tot ceea ce am făcut, chiar și salata aceasta. Încercați
alegeți alimentele sănătoase, să le combinați în așa fel încât să fie și gustos și sănătos preparatul din farfurie. Îți dau să gust după, pentru că acum ne luăm la revedere de la Survivor. De ce? De ce? E salata acolo, la 2 pași de mine. E la 2 pași de mine. Îți dau să mănânci. Îți place la TV? E viața mea. Pregătirea mea este de jurnalist, de om de televiziune. Am studiat pentru asta, am făcut toate joburile posibile în televiziune. Da, profesional e viața mea televiziunea. Ce frumos azi. Încercați să gândiți că toate lucrurile, dacă vă sunt destinate, se îndeplinesc așa cum s-au îndeplinit pentru tine, Dan. Felicitări pentru tot ceea ce ai făcut. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Nu ne-am afumat pentru că aveam sus să avem un grătar care a tras tot mirosul și tot aburul care putea să-l facă. Și cel mai important lucru este că eu am avut o stare de bine. Sper că și voi, Dan. Eu mai ales, dar încă mi-e foame. Aștept să vedem salata. Mulțumesc mult de invitație. Cu mare drag. Florentina, mulțumesc frumos. E delicioasă. Mersi de invitație, mai vin. Ar fi mers pe aici și o costiță de purcel, așa. Da, ne mulțumim momentan cu salată de somon. E sănătoasă, asta este, e foarte important. Poate mă cheamă și de Crăciun, ca să gustăm și un purceluș cu niște sărmăluțe. Mersi frumos. Bine, rău.